Mulțumesc de prezentare. Uh, nu sunt nimic decât un om care îl iubește pe Dumnezeu și cred că și dumneavoastră îl iubiți pe Dumnezeu. Amin? Amin. Slavă Dar când știu că a mai fost un mesaj înaintea mea și cu vocea mea puțin răgușită, acum așa spartă puțin, că am răcit și eu puțin pe aici, uh, mă gândeam, se spune că într-o biserică baptistă, știți dumneavoastră acolo, frații și surorile se roagă pe rând, și o soră, când i-a ajungea, rândul nu mai știa să spună amin. Și se ruga, și se ruga, și se ruga, și la un moment dat spune, Doamne, și oare ce să-ți mai spun? Și o străga frate de la Ambon, spune sora amin. <laughs> Probabil că și dumneavoastră acum ați fost deja, ați trecut printr-un mesaj, dar vreau să vă spun că mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră. Așa cum fratele a spus, vin din Beclean, sunt Născut în Sângeorzu Nou, sunt convins că nu sunt din Sângeorzu Nou, dar am înțeles că sunt de la Sângeorzu Băi, în biserică. Însă, în uh, perioada comunistă, în anul 89, familia noastră a plecat, tata mea a fugit în 87, uh, trecând prin diferite opresiuni din partea uh, guvernului român de atunci, și eu am reușit să ajung înainte de Revoluție cu trei săptămâni în America. Deși aș, dorit, aș fi dorit așa de mult să mă întorc, Dumnezeu a îngăduit să rămână acolo și uh, dau slavă Lui. Pentru că toate sunt în controlul Lui Dumnezeu, nu este nicio coincidență, nu cred în coincidență. Și Dumnezeu are planul Lui și își duce planul la îndeplinire exact așa cum El și-l-a dus. Uh, cât despre Biserica Penticostală, uh, să știți că părinții mei vin de la Penticostal, și mama mea, în mod special, pentru cei care cunoașteți familia Zăgrean, este sora mai mare a fraților Zăgrean, Beni, Gabi. Uh, și uh, este ceva care, de multe ori, vorbim, constant ne sunăm. Și acum, când am plecat în coace și a spus, Jane vrei să sună cineva să-ți aranjezi pe acolo?» Și am zis, «Frate, am lăsat la frații de acolo să o tărască, ei unde să mergem, ce să facem?» Suntem aici cu ocazia acestei conferințe care, prin Harul Domnului, încercăm să avertizăm și să încurajăm frații că pocăința nu e una simplă. Pocăința nu e una care crezi că vii la biserică și pleci de la biserică, pentru că toți așteptăm să trăim veșnic cu Domnul nostru Isus Hristos, nu-i așa? Slăvit să fie El. Dar pentru a ajunge ca să moștenești împărăția veșnică, avem de lucru aici, dragii mei. Și mă rog ca Bunul Dumnezeu, în dimineața aceasta, să ne motiveze în direcția aceasta. Dacă nu vă supărați, haideți să ne ridicăm cu toți în picioare și vreau să dau citire de la Apocalipsa, capitolul 21. Am să citesc versetul 9, pe urmă am să citesc de la 22 la 27. Apoi unul din cei șapte îngeri care țineau cele șapte potire, pline cu cele din urmă șapte urgii, a venit și a vorbit cu mine și mi-a zis, Vino să-ți arăt mireasa nevasta mielului. Versetul 22 În cetate n-am văzut niciun templu, pentru că Domnul Dumnezeu, cel ator puternic, ca și mielul, sunt templul ei. Cetatea nu are trebuință nici de soare, nici de lună ca să o lumineze, căci o luminează slava lui Dumnezeu și făclia ei este mielul. Neamurile vor umbla în lumina ei și împărații pământului își vor aduce slava și cinstea lor în ea. Porțile ei nu se vor închide ziua, fiindcă în ea nu va mai fi noapte în ea vor aduce slavă și cinstea neamurilor, nimic întinat nu va intra în ea. Nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, și numai cei scriși în cartea vieții mielului. Amin. 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 Vă rog să ocupați locurile. Mă uit la dumneavoastră și Parcă așteptați, vă uitați, straniu poate la mine, nu sunt cu nimic mai deosebit decât dumneavoastră. Sunt un om care îl iubește pe Domnul și sunt un om care într-o zi voi împărtăși acea slavă despre care am citit, gloria lui Dumnezeu. Mi se pare foarte interesant că acolo nu va mai fi Biserica Filadelfia, nu va mai fi Maranata, nu va mai fi... Nu va veni niciun templu. Pentru că Templul este Dumnezeu, slăvit să fie El. Imaginați-vă închinarea care vom aduce-o acolo în prezența mielului. Este frumos când te gândești și poate unii vă doriți să ajungeți cât mai repede să fiți împreună, pentru că acolo nu va mai fi boală, nu va mai fi uh, nici răceală, care uneori we complain că nu avem sănătatea completă. Acolo va fi o frumusețe care nu ne -o putem imagina sub nicio formă. În textul, acela am citit, în textul acesta am citit versetul 9, pentru că este ceva foarte interesant. Nu știu, cred că, la, cred că vă place Apocalipsa, nu? Ne place Apocalipsa. Spuneam fraților că de la prima biserică îmi place foarte mult Apocalipsa și o studiez de ani și ani de zile. Însă un lucru nu l-am descoperit. Ziua și ceasul când vine Domnul. Și încerc să stau deoparte de toate lucrurile acestea. Pentru că nu-i treaba mea. Treaba mea este pentru mine și care e rolul meu în Trupul lui Hristos. Ieri am vorbit despre Trupul lui Hristos. Și poate de multe ori vă gândiți la această idee, la această parabolă a Trupului lui Hristos. Și ieri spuneam fraților, frații au fost prezenți acolo, dacă ai un rol în trupul lui Hristos, nu e pentru tine. Rolul care tu îl ai este să-l faci mai bun și mai sănătos pe celălalt în mădural, pe fratele tău, pe sora ta. Noi nu ne servim pe noi, noi trebuie să servim pe alții. Și plecând de la această idee, aș vrea să ne uităm la acest înger, Oare de ce, m-am întrebat, oare de ce a trebuit ca acest înger, unul din îngerii care, la urma urme a vărsat potirul, unul din potirele peste pământ, de ce a trebuit ca ultima prezentare a lui Ioan să fie făcută de un înger? Era frumos să se termine cu Domnul Iisus, nu? Să-l ducă, să arate toate lucrurile frumoase de acolo. Nu, vine un înger și îl prezintă. Așa, de -aia am citit versetul 9. Unul din cei șapte îngeri care țineau cele șapte potire pline. Deci, îl trimite pe acest înger să-l ghideze și să-i mai arate ultima lucrare care avea să o vadă Ioan. Am stat și am studiat de multe ori. Și se pare că este o avertizare pentru noi pământeni. Acest înger care a vărsat potirul este un semnal al avertizării. Și chiar dacă poate ați vrea să auziți numai lucruri frumoase și, și glorioase de la învoanele bisericii, este necesar ca să știm. Căile sau calea îngustă care duce înspre veșnicie. Și această cale nu este ușoară, dragii mei. Dacă cineva de aici a, a găsit o rețetă a, bună, fără ca să te doară capul, să mergi, spunem noi, ca vodă prin Lobo, de să ajungi în Împărăția Lui Dumnezeu, spuneți-mi. Dar eu vreau să vă garantez că nu există așa ceva. Există o luptă, există o viață care trebuie să o trăiești foarte, foarte, foarte bine disciplinat ca să ajungi în împărția lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne la aceasta! Uh, vedem în pasajul acesta, eu spun capitala noului Ierusalim, uh, vine din cer, însă aș vrea să ne focalizăm puțin la această idee. Dacă îngerul care varsă o judecată peste pământ, totuși Dumnezeu ne aduce un mesaj de speranță. Și în dimineața aceasta aș vrea ca să vă aduc un mesaj de speranță. Domnul nostru vine, nu când vreau eu și nu când vrei tu, dar el vine și el nu zăbovește. Este pregătit absolut totul ca să te întâlnești cu el. Problema e, ești tu pregătit să te întâlnești cu el? El a pregătit totul. A făcut totul pentru noi. Și a dat viața pe pământul acesta, s-a înălțat în slavă și ne așteaptă cu drag. Pregătește locul la fiecare exact așa cum îți dorești. Nici nu-ți poți imagina ce se va întâmpla acolo. Este o frumusețe nemaipomenită. Am stat și m-am gândit oare de ce a pus accentul acesta pe, pe mesajul acesta. Spune nu va mai fi nevoie de un locaș de închinare. Niciodată nu m-am gândit la pasajul acesta până ce am început să-l studiez mai mult. Cum să nu fie biserică? Cum să nu fie templu? Templul, iată, o să fie un cort. Cortul, cortul este acea, acel, să zic, cetate vine din engleză, trebuie să mă concentrez bine acum la unele lucruri. Însă vine acea cetate, Noul Ierusalim. Și acolo spune cu oamenii. Biserica, dragii mei, tocmai asta vorbeam ieri, nu este clădirea. Chiar dacă nemții au încercat să ne îndeparte puțin de, de ideea Bisericii, care noi o știm, care e trupul lui Hristos. Ei au venit și s-au um, focalizat pe Kirke, din germană care spune clădire ca biserică. Biserica este trupul lui Hristos. Și aș vrea să ne imaginăm acea, acea întâlnire a Domnului nostru Isus acolo în Împărăția Cerească. Descrierea spune că cei care au numele scrise în cartea mielului. Și am început să citesc cartea aceasta, noi nu putem citi. Dar știți ce am găsit în Cuvântul lui Dumnezeu? Am găsit pe cei care nu vor fi scriși în Cartea Vieții. Asta am găsit-o în Cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă doriți să întoarceți cu mine la Galatei, în capitolul 5, de la versetul 19 la 21. Și faptele Firii Pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Deci cunoscute și sunt acestea. Prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idori, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Nu mi se pare puțin interesant că ni sunt descris așa de bine și de multe ori totuși mai avem certuri, mai avem, suntem lacomi, uneori ne îmbumbăm, mâncăm mult mai mult decât, cred că și la dumneavoastră sunt oliuchenit aici și de multe ori mergem și mâncăm mai mult decât avem nevoie. V-ați gândit că poate să afecteze așa ceva? E o buibare. Și când stăm să ne gândim la toate lucrurile acestea, noi trebuie să alegem o cale care să fie cât mai perfectă, dacă pot să spun așa. Pe calea îngustă e luptă, dragii mei. Este o cale îngustă. Nu degeaba se vorbește mereu despre lucrul acesta. Îmi aduc aminte când un bun prieten de-al meu a plecat la Domnul. De fapt, am fost verișor de-al doilea, cam așa ceva se vine. Și a rămas soție cu cinci copii. Omul acesta l-a iubit pe Dumnezeu. Și asta și m-am gândit, oare de ce Dumnezeu a îngăduit să-l ia un, un tânăr, care era mai tânăr ca mine, era mult mai tânăr, și au rămas cinci copii. Și mergând în Nashville, la un prieten al meu, am avut o conferință acolo, la americani, m-am dus la prietenul meu, Daniel Băngean, și mi-a povestit despre starea lor. A spus, copiii s-au dus în lume, de supărați, că Dumnezeu le-a luat tatăl. Și asta și m-am întrebat, sunt așa de mulți care să pierd și acolo vine ideea de Mădulare în trupul lui Hristos. A rămas un gol. Cineva are nevoie de ceva și e datoria mea și e datoria ta ca să mergi să-i cauți, să te rogi cu ei, să petrești timp cu ei, să-i înveți, să-i ajuți ca să iasă din impasul acela. Dumnezeu îngăduie unele lucruri care noi nu le înțelegem. Cartea vieții tale și cartea vieții mele se va termina într-o zi că place, că nu îți place. Este scrisă și m-aș bucura ca întreaga biserica, Filadelfia, să ai văs numele scris în cartea vieții mele. Doamne, ajută-ne ca să ne luptăm, să trăim o viață curată lângă Tine. Um, cartea aceasta, vrei nu vrei, se va termina. Și um, -am, să, am un mesaj lung, o să fiu foarte scurt astăzi. Însă aș vrea să vedem câteva, trei lucruri, cum poți să-l simți pe Dumnezeu. Trei lucruri și vreau să citesc un alt pasaj din Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că vreau ca să vedem aceste trei a, interacții cu Domnul și Dumnezeul nostru, care poate dacă până în ziua de astăzi nu le-ai avut. Pentru că știți de multe ori, noi facem botezuri și ne mirăm la scurt timp, alții se îndepartă. De multe ori sunt oameni care trăiesc o viață în biserică, dar asta nu este neapărat că sunt întorși la Dumnezeu din totalitate. Este un beneficiu pentru noi când ne naștem în familie de pocăiți, spunem noi. Mare beneficiu. Însă de multe ori îl luăm prea ușuratic. Luăm prea ușuratic lucrul acesta. În Apocalipsa, capitolul 1. Am să citesc de la versetul 9. Eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtași cu voi la necaz, la împărăție și la răbdarea în Isus Hristos, mă aflam în ostrovul care se cheamă Patmos. Deci Ioan care era părtaș cu noi, da? O lăm de la început, eu am citit pasajul de la ultima frumusețe care i s-a prezentat lui Ioan. Și aici este la început și este foarte important pentru noi pasajul acesta. care spune din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturiei lui Isus Hristos. Deci omul acesta era în suferință și a fost exilat pe o insulă, din pricina cuvântului. Noi nu mai știm ce înseamnă exilat, noi nu mai știm ce înseamnă uh, prigonire. Am fost noi cumva prigoniți cândva, am fost tras și pe la poliție, am fost noi duși, eram părâți de vecini că mergem la biserică sau ne întâlneam la rugăciune. A fost lucrurile astea. Pentru noi cei care suntem puțin de la o vârstă, avem și noi o vârstă, nu? Care mai știm lucrurile astea, însă tinerii noștri nu știu. Nu știu lucrurile acestea. Um, în ziua Domnului eram în Duhul și am auzit înapoi a mea un glas puternic ca sunetul unei trâmbițe care zicea Eu sunt Alfa și Omega, cel din tâi și cel de pe urmă. Ce vezi, scrie într-o carte și trimite-o celor șapte biserici la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și la Odiceea. M-am întors să văd glasul care care îmi vorbea și când m-am întors, am văzut șapte sfeșnice de aur. Și în mijlocul celor șapte sfeșnice pe cineva care semăna cu fiul omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur. Capul și părul lui erau albe ca lână albă, ca zăpada, ochii lui erau ca parafocului. Picioarele lui erau ca arama aprinsă și arsă într-un cuptor și glasul lui era ca vuietul unor ape mari. În mâna dreaptă ținea șapte stele, din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu două tăișuri și fața lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te teme, eu sunt cel din tăi și cel de pe urmă. Cel viu am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor eu țin cheile morții și ale locuințelor morții. În textul acesta avem prezentate trei interacții cu Ioan și Mântuitorul nostru, Domnul Isus Hristos. Prima interacție a fost prin auz. Ai auzit cuvântul lui Dumnezeu. l a acceptat sau nu l a acceptat? Dar aș vrea să ne verificăm încă o dată în dimineața aceasta să vedem dacă într-adevăr am urmat acest proces care îl găsim în cuvântul lui Dumnezeu aici. Cu toții spunem că am auzit cuvântul lui Dumnezeu, da? Suntem la biserică, înseamnă că am auzit cuvântul lui Dumnezeu în repetate rânduri. Și cuvântul este bun, este cuvântul dătător de viață. Primul aspect a fost auzirea cuvântului. Este important. Acum, dacă aș putea să fac o altă așa, um, Paranteză aici. Ai pe cineva care nu este întors la Domnul? Vecin, prieten, ai pe cineva care îl vezi că merge înspre ad, se chinuie în lumea aceasta și merge spre ad? Poate el n-a auzit cuvântul. Aici este încă o dată rolul nostru ca și ca și modulare în trupul lui Hristos. Tu ești chemat să spui despre Dumnezeu. Să mărturisești pe Dumnezeu cu gura. Nu doar să încerci, am mai auzit expresia lui Asisi care spunea să dacă este nevoie din când în când. Eu cred că cuvântul lui Dumnezeu ni s-a făcut atâta, atâta de clar. Trebuie să-L mărturisim cu gura noastră pe Isus Hristos. Dacă tu ai auzit cuvântul lui Dumnezeu și nu-L faci cunoscut la altul, crezi că este ok? Eu nu cred este porunca, este porunca Domnului nostru Isus Hristos. Să-L mărturisim pe El, Evanghelia, să mergem în toată lumea, să facem ucenici. Este ceva care se neglijează grosolan în bisericile noastre. Este timpul să ne trezim la o realitate. Și de ce să nu se înceapă, spuneam el, de ce să nu se înceapă cu Melbourne, ca să ne doară pentru toți cei care merg înspre ea cu o viteză așa de mare. Ar trebui să te doară, ar trebui să mă doară pe mine. Când ai această interacție și ai auzit vocea lui, îmi aduc aminte cu drag când am spus, Doamne, te voi urba până la sfârșitul vieții mele. Și am plâns, nu puteam să-mi revin din plâns pentru aproape o zi întreagă, pentru că El m-a atins cu vocea Lui. Însă aș vrea să trec la a doua interacție, care este extrem de important. A doua interacție a fost prin văz. Ioan a auzit, pe urmă s-a întors și l-a văzut. te a întâlnit prin văz cu Domnul nostru Isus Hristos. Să găsește în cuvântul Lui cel Sfânt, care este dătător de viață. Când pui oglinda Cuvântul lui Dumnezeu. Tu și cuvântul lui Dumnezeu îl vei vedea pe Dumnezeu în toată splendoarea sa slăvit să fie El. Și noi atunci ne vedem că suntem nimica. Când te vezi că ești nimica înaintea acestui Dumnezeu atotputernic, exact se va întâmpla ce s-a întâmplat cu Ioan. A căzut ca mort. Așa e descris cuvântul dacă îl traducem. Într-o fracțiune, Aleșinat pe loc. Asta înseamnă leșin. Tu nu poți să stai în fața unui Dumnezeu atât de puternic și atât de, de drept și corect când îți vezi micimea ta. Și de multe ori credem că venim și ne botezăm și urmăm pe Hristos, însă noi nu avem o proșternere să cădem ca morți. Noi avem nevoie să murim față de păcat. Este acea proșternere. Ioan îl vede pe Domnul Isus. Ioan, care altădată punea capul pe pieptul Domnului Isus. Ioan, care a umblat ani de zile cu Domnul Isus, îl vede și cade ca mor, pentru că era viu și era în toată splendoarea sa. Doamne ce frumusețe! Vine ziua când vom fi și noi în prezența Mântuitorului nostru, Isus Hristos. Apoi, a treia interacție a fost prin atingere. Și aici aș vrea ca să fim foarte atenți. Auzi cuvântul, te pui în fața lui Dumnezeu, un Dumnezeu atât de strălucit și corect, cazi ca morți. Mori față de tine, mori față de păcatele tale, mori față de tot ce a fost rău în viața ta. Tu nu poți să te ridici, dragul meu, Nimeni nu te poate ridica, nici mama, nici tata, nimeni nu ne poate ridica din, din mocir la păcatului care ne ducea înspre iad. Doar Domnul Isus Hristos. Aleluia. Și știți ce face Domnul Isus Hristos în gloria sa cerească? Pune mâna pe el, Ioane. Atunci vom simți plinătatea lui Dumnezeu în viețile noastre. Când ne vom proșterne la pământ, am auzit ne-am comparat cu cuvântul său cel sfânt, ne-am văzut morți, am căzut leșinați, am renunțat la noi. Renunț la lume, la lume dar nu la Isus. slăvit să fie El. Lasă-l ca El să se atingă de tine în dimineața aceasta. Lasă-l ca El să ia controlul vieții tale în zilele acestea de pe urmă, că noi vedem cu toții ce rău este peste tot. Cred că Australia a trecut prin cea mai mare prigoană cu covid am înțeles din tot ce s-a întâmplat. Satana dă ultimele lupte. Dar dacă tu ai căzut ca mort față de lume și ai o viață curată, cinstită în fața lui Dumnezeu, El te-a ridicat, a pus mâna pe tine și te-a smuls din mocirlă și ți-a pus picioarele pe stâncă, slăvit să fie El. Tu vei moșteni împărăția lui Dumnezeu. Dragii mei, ce rămâne de făcut? să ne adâncim în cuvântul lui Dumnezeu, să vedem unde nu am fost corecți față de Dumnezeul nostru. Părinții disciplinează copiii când sunt mici, când sunt mai mari nu mai pot disciplina. Și totuși pot să disciplinez, însă cartea aceasta vieții tale și a vieții mele într-o zi se termină. Unii vor ajunge într-o parte, unde va fi fericirea veșnică și ceilalți vor arde în focul veșnic. Vedeți, dumneavoastră nu este al treilea cer pentru cei care, care sunt în. Așa, între. Nici în clocot, nici reci. Nu există, dragi mei. Sunt două variante. Tu poți să alegi astăzi varianta ca să-l slujești pe el cu scumpătate, cu toată viața ta nu cum eu mi-am imaginat, ci cum cuvântul lui Dumnezeu vrea ca să trăiesc. Vino Doamne Iisuse! Amin!